trecut mersesem în ospeție la Cristina Ceauș să o filmăm, să vedem cum se simte ea, mămică, pentru doi flăcăi. Vrem să revedem momentul, dar surpriza cea mai mare urmează să o aflăm atunci când va intra Cristina în platoul nostru. Până atunci, revedem un reportaj marca Vorbe Bune. După 8 ani de când a devenit mămică pentru prima dată, Cristina Ceauș a adus pe lume încă un băiat. Deși și-ar fi dorit o surioară pentru micuțul său, acum se bucură enorm de copilăria băieților ei. Mai tare multă vreme am așteptat bebelușul și instinctele nu s-au încheiat încă de la primul copil. Ele au crescut, au devenit mai puternice, mai sensibilă sunt. La orice lacrimă a bebelușului mă trezesc și eu, lăcrimez și eu, lăcrimează și tata. Nu-i deloc ușor să ai grijă de tocmai 3 flăcăi la casă, însă Cristina a descoperit rețeta succesului. Mă descurc pentru că atunci când există dragoste în casă, există armonie, toate lucrurile, rutina asta parcă de la sine vine vrând nevrând și n-aș zice că e o rutină, e ceva ce vine din dragoste. Și cu toate acestea, interpreta nu vrea să se oprească aici. Se pregătește să devină mamă și pentru a treia oară. Cred că o să fac al treilea copil. Și o să las pe ăștia să se descurce cumva singuri în viață, da, pentru că la o vârstă care ai spus tu deja 16-18 ani, e o vârstă când eu, de exemplu, plecasem deja de acasă. Să-i prea țin la sân, așa, să nu zic lumea că sunt mămoș, o să-i las să se descurce cumva singur, să devină independent, să guste din viață. Este sigură că picii ei se vor descurca în toate. Între ei există și o relație specială. David are grijă ca ochii din cap de frățiorul său mai mic, Damir. Stare drăgălaș, ei se înțeleg și nu este dimineață să nu se salute. Da, e ca așa, ei se iubesc, se strigă, se joacă. Hai, hai! Este o mamă împlinită care știe ce își dorește. Noi însă abia așteptăm să o revedem cu burticuță și la o nouă plimbare cu familia ei frumoasă.